Marian Vanghelie, prima reacție, după victorie mare împotriva DNA, profeie neagră pentru procurori. Un procuror de la DNA a cerut, vineri, la Tribunalul București sublinierea înlocuirea măsurii controlului judiciar cu arestul preventiv în cazul lui Marian Vanghelie, pentru sevâr sublinierea infracțiunii de instigare la mărturie mincinoasă. Solicitarea este formulată după ce acesta ar fi luat lecturi cu un martor în dosarul în care fostul primar al sectorului 5 este judecat pentru fapte de corupție. Vanghelie susține că în fața instanței, procurorii s-au dus cu un filmule de 15 secunde, în care el apare cu un martor din dosar, în timp ce stau amândoi la coadă la un dozator de apă. Fostul primar susține că în acele 15 secunde nu l-a antajat pe acest martor. Este o reacție de normalitate. Mă bucur în primul rând ce am dat peste nite judectoare tinerei cu curaj. Ce ai făcut-i dumneavoastră presa din România, care s-a unit în ultimul an jumătate, a fost foarte important, pentru ce altfel eram luat ca din oal. Eu eram la aparatul de apă, el mi-a spus ce faci, efu, se tii ce m-au antajat. Eu i-am spus, se tii ce este, un Dumnezeu este atât. Pentru asta au cerut arestarea preventiv. Eu nu am întâlnit niciodată ceva, nici măcar în perioada comunistă, ce am fost gestionarii nu am văzut ceva. Crede-i în continuare ce am să vorbesc, i-am spus eu în instant ce i dacă me arestau astăzi, eu continuam să vorbesc. Va sosi vremea când toi 70 dintre cei din DNA, din sediul la, vor fi judecați, se va vedea ce fac, la fel ca ea de la Prahova. Eu nu le doresc răul, dar ar trebui să fie ancheta ei, ca să se vadă. Eu am văzut cu ochii mei cum un comisar de poliție judiciar al DNA ia din biroul unui judector, adică de acolo de unde nu avea voie să intre. Eu nu sunt cu Facebook, nu am filmat, dar tot ce pot să fac este să vorbesc, a spus Marian Vanghelie, la Antena 3.